Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Am intrat din nou în direct. Astăzi vom face un ceai din frunze de dafin și cu lămâie. Apoi vom face o salată de rucola. Vom face o înghețată din banane și portocale și o pâinică cu făină de hrișcă și multe semințe. Și să începem cu acest ceiuț. Aceasta este prima zi. Aici voi pune frunzele de dafin. Ia uitați. Aici am 5 frunzulițe de dafin proaspete. Puteți folosi și cele uscate. Și eu am să le pun una peste cealaltă și am să le strivesc așa bine, 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 bine și le strivesc. Vedeți? Și le rup. Le rup așa bine, le strivesc. Și apoi le adaug aici în borcanerul meu. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa, începem cu un ceai de dafin și lămâie. Eu am să pun și o codiță de linguriță de desubt, așa. Apa este fierbinte. Aici am circa 500 de grame de apă. Voi pune și o peliuță de lămâie. Așa. O stoarcem așa puțin. Și îi dăm drum așa în interior. Și închidem. Și dăm deoparte. Bună ziua, bună ziua! Hristos a înviat! Bine ați venit! Astăzi începem cu un ceai de dafin. Am pus frunzulițele de dafin proaspăt și cu lămâie. Apoi vom face o salată de rucola, simplă, simplă. Și după aceea vom face o înghețată dintr-o banană și o portocală și pâinică cu făină de hrișcă. Și le luăm pe rând. Așa, eu deja mi-am făcut aluatul. Așa am să vă explic tot la pâinică, să vedeți cum s-a făcut. I-am să dau deoparte. Vedeți? Îl lăsăm acum să se odihnească. Să-și tragă toată esența din... Acesta eu îl folosesc ca un ceai digestiv. Așa. Și dăm deoparte. Îl las aici într-o parte. Acum. Pentru salata mea de adevărat înviat, Rodica. Bine ați venit, bine ați venit tuturor! Pentru salata mea de rucola, eu mi-am pus aici 50 de grame de rucola. Acum fiecare pune cât dorește. Am să pun puțină zeamă de lămâie, sare și ulei. Ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui? Eu pun ulei de măsline pentru că îmi place foarte mult. Și am să dau deoparte, așa. Eu salata mea o puteți lăsa și întreagă, numai că mie îmi place tăiată mărunțele, îi dă un gust mult mai bun. Așa. Și am să-mi las 2-3 frunzulițe mai mari, așa, la sfârșit. Și acum eu o voi tăia mărunțel și am să vă arăt cum o tai eu mărunțel. Așa. O strâng. Așa îmi place, mie îmi place așa mărunțel, mărunțel, mărunțel. Dacă vă place mare, o puteți lăsa așa cum este. Așa. O salată simplă, simplă. De astăzi am hotărât să facem așa mai lejer, poate reușim să și slăbim puțin. Așa. Și vreau să fac această pâine din hrișcă, cu făină de hrișcă, cu foarte multe semințe. Și după ce o fac, eu am să o tai feliuțe și am să mănânc câte o feliuță pe zi, una sau două, una la prânz și una seara. În acest bol voi pune și am să vă arăt dieta mea încet, încet, în fiecare zi. Așa. Punem aici. Eu am să presor puțină sare. Așa, nu prea multă. Am să pun puțin ulei. Ulei de măsline, atât, cam o lingură, două, nu mai mult.
culegem acestea deoparte. Și am să sor puțină zeamă de lămâie. Așa. Am să-mi scot semința și o să strace. Așa. Și lămâie puteți să puneți după gust. Am să dau deoparte. Mi-a căzut o semință. Ia uitați, un sâmburel. Îl dăm deoparte aici la coșuleț. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și aceasta este salata simplă, simplă, simplă. Eu așa o fac mereu. Este foarte, foarte bună. Așa. Ați văzut două rețete în două secunde. Salata. Așa. Și deasupra putem pune cea mare ca să se vadă. Așa. Ia uitați. Și o amestecăm așa puțin. Așa. Ca să știm că este rucola. Dăm deoparte vasul. Am făcut salata de rucola. Ia uitați. Am făcut ceiuțul nostru digestiv cu foi de dafin și cu o felie de lămâie. Acum să vă arăt cum prepar eu înghețata de banană și de... Este simplă, simplă, simplă. Și de portocală. Acestea le dăm așa într-o parte. Le punem așa aici. Așa. Să-mi iau. Așa. Aici am o banană și o portocală. Mai întâi le spălați bine cu puțină apă cu bicarbonat și după aceea ca să le puteți folosi. Așa. Și avem nevoie și de o punguță. O punguță mică. Ia uitați, o punguță pentru congelator. Vedeți? O deschidem așa și o lăsăm aici în față. Acum o să desfacem banana noastră. O să curățim și portocala. Curățim așa de conjă, cu tot cu partea albă. Eu vara fac mereu, mereu, mereu. Țineți fructele congelate în frigider și să vedeți ce înghețată bună de fructe iese. Și se face și repede. Așa. Și acum tăiem, scoatem partea albă din interior. Și tăiem cubulețe. Și punem montant aici, vedeți? Așa. Toate aceste rețete le găsiți și pe canalul meu de YouTube, că eu le-am făcut și în anii trecuți. Le-am făcut și în direct aici pe pagina. Și dacă tot a venit căldura, să mai facem. Să începem din nou să le facem. Așa. Și tăiem. Ia uitați. Puteți pune și banană cu caise, și banană cu lămâie, și banană cu cireșe. Că banana dă consistență, dă cremozitate la înghețată. Așa, vedeți? Am pus aici, amestecăm așa puțin. Și acum dăm la congelator. Și să vi le arăt pe cele congelate, să facem înghețată. Să sperăm că s-au congelat puțin. Ca să vă arăt. Așa. Și după aceea vă arăt pâinica cu făină de hrișcă și cu multe semințe. Încă trebuie dată la cuptor. Așa, am să dau deoparte. Așa.
congelat puțin, puțin, nu sunt prea tare înghețate. Așa. Și punem, acestea sunt făcute acum. Și punem aici. Iată. De la congelator. Eu le-am preparat înainte. Așa. Și acum amestecăm, le mixăm cu un mixer. Am să fac un pic de zgomot. Uitați înghețata noastră, este gata. Trebuiau să fie puțin mai înghețate. Așa, dar acum putem da și la frigider, la congelator din nou. Vedeți? Ia uitați. Un deliciu. Ia uitați. Un deliciu. Să încercați să vedeți ce bunătate este. Astăzi vom face făinică nu cu făină de hrișcă, cu hrișcă. Și aici avem 500 de grame de hrișcă măcinată. Și apoi vom pune semințe de ien, 30 de grame. 30 de grame de semințe de ien. 30 de grame de semințe de susan alb. 30 de grame de semințe de floarea soarelui. 30 de grame de semințe de quinoa și 30 de grame de semințe de chia. Apă. Aici avem 500 de grame. O să vedem cât o să ne intre. 5 grame de sare și 20 de grame de drojdie proaspătă. Și vom pune puțină apă într-un bol. Vom adăuga drojdia noastră să se topească. Așa. Și o dăm așa deoparte. Apoi, semințele noastre le vom pune într-un bol. Înainte vom lua câte puțin din fiecare, așa ca să punem deasupra pe pâine. Câte puțin, așa. Ia uitați, și le amestecăm. Așa, vedeți? Câte puțin așa am luat din fiecare. Și acum, și dăm deoparte. Vom pune semințele toate aici. De floare soarelui, de susan, de in, quinoa și chia. Așa. Și acum vom adăuga apă cât să le acoperim încet, încet. Atât. Vedeți? Așa. Nu am adăugat multă cât să stea. Și le dăm deoparte pentru 30 de minute. Le acoperim. Așa, lăsăm 30 de minute cât să se absorbă apa și să se topească drojdia. Și apoi o să începem să facem așa, vom amesteca drojdia ca să se topească. Așa, drojdia s-a topit. Ia să vedem semințele. Au trecut 10 minute. Așa,
Vedeți că a absorbit apa. Am să mai adaug, au trecut circa 10 minute. Am să mai adaug încă puțină. Așa. Le amestecăm așa bine. Deci ele vor sta jumătate de oră să absorbă. Așa, uitați. Mai întâi am adăugat puțină, puțină. Așa, am lăsat circa 10 minute. Și dacă am văzut că a absorbit toată apa, am mai adăugat puțină. Așa, am să mai dau încă puțină, 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 ca să se umfle. Atât. Și amestecăm. Așa. Și acoperim din nou și lăsăm alte 10 minute. Așa. Vedeți, am pus cam jumătate de apă. Deci am avut 500 aici. Aici avem drojdia noastră. Am să dau așa deoparte. Aici avem făina. Am să fac așa un loc ușor în mijloc. Și am să dau drojdia. Aici în mijloc. Așa. Toată drojdie de aici. Așa. Dăm deoparte. Și lăsăm așa să se activeze drojdia. Putem adăuga și puțin zahăr. Ia uitați, puțin așa zahăr cu mânuța, așa în mijloc, ca să se activeze. Așa. Așa, vom acoperim. Și vom aștepta. Vom acoperi cu folie alimentară. Și vom aștepta până semințele absorbă toată apa, circa 10-15 minute maxim. Așa. Și să se activeze puțin drojdia. Așa, ia uitați. Absorbit toată apa. Aici drojdia se vede că s-a activat. Am luat câteva cu mânuța din semințe din fiecare și am pus aici deoparte. O să luăm cu lingura și din făină să punem deoparte. O să ne trebuiască la sfârșit. Așa. O să lăsăm așa două linguri și le dăm aici deoparte. Aici o să adăugăm sarea noastră roată împrejur. Așa. Așa. Vom adăuga puțină apă. Și începem să amestecăm. Așa. Vom
adăugat și semințele. Le adăugăm pe toate. Și acum vedem dacă de câtă apă mai avem nevoie. Așa. Și amestecăm bine, bine. Puteți face și la robot această operație de fermentare. Așa. Voi mai adăuga puțină apă. Deci mi-a intrat circa 500 de apă. 500 de mililitri. Și acum amestecăm bine, bine totul. Am să mai adaug încă puțină apă, că mai trebuie, vedeți? Făina încă nu este absorbită, puțin, am mai adus puțin. Așa. Și amestecăm. Amestecăm totul bine, 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 bine. Adăugăm încă puțină. Așa. Deci ne-a intrat circa 550 de grame de apă. Și amestecăm bine totul. Apoi o să acoperim și o să lăsăm la crescut. Consistența. Așa. Și acum amestecăm bine, bine totul. Așa, am amestecat bine. Acum acoperim. Așa. Acoperim bine, bine, bine. Și lăsăm să se odihnească. Așa. Acoperim. Așa. Și dăm deoparte. Așa, am să dau deoparte. Aici am să pun făina mea de grișcă. Ia uitați-o. Așa. Și o să punem aluatul nostru peste. Și apoi o să-l punem în tavă. Așa.
pun așa aici. Și aici avem aluatul de la clinica noastră. Ia să vedem că este mărcuț. Așa. Ar fi trebuit să-mi fi lăsat mai multă făină, dar o să punem așa în tavă și o să dăm la cuptor. Ia uitați-l. Eu am să... Să pun așa pe parte. Așa. Acum voi pune aceste semințe pe deasupra. Eu, pentru că le fac în direct cu voi, n-am mai așteptat. Așa. Dar aluatul așa trebuie să fie moale. Așa. Și aceste le punem așa pe deasupra. Așa. Este diferit această făină de făină, că este fără gluten. Și așa se lucrează. Așa. O vom lăsa așa. O vom da la cuptor. Eu am să-mi deschid și cuptorul. Dacă doriți, o voi puteți lăsa puțin la crescut sau o puneți într-o tavă. Rețeta am spus-o mai devreme și am făcut și video. Deci la 500 de grame de făină de hrișcă am adăugat câte 30 de grame din fiecare din următoarele semințe. De in, de susan, de floarea soarelui, de quinoa și de chia. Deci aceste semințe le-am adăugat. 20 de grame de drojdie și circa 550 de grame de apă și 5 grame de sare am pus. Atât, fără ulei, fără nimic. Și o să dăm la cuptor și o să tăiem feliuțe și eu am să mănânc cam una, două feliuțe pe zi, nu mai mult. Această făină este făcută doar pentru mine. Pentru băieții am să fac pâinică normală. Cu mare drag, cu mare drag, Giga, cu mare drag. Și eu am făcut înainte, am făcut video ca să-l pot publica, am să-l public mai târziu pe, și aici pe pagina și pe canalul de YouTube. Ha, mulțumesc, Carmen, mulțumesc, te pup. Așa. Și, Carmen, am început și eu dieta de astăzi, să spunem. Așa. Deci am făcut această pâinică cu semințe. Și am făcut, ia uitați, acesta este un ceai digestiv, să știți că este foarte, foarte bun. Eu după ce mănânc, dacă beau o căniță, mă simt foarte, foarte bine. Așa, salată de rucola. Aici am să mai las un sfert de oră să crească și după aceea am să dau la cuptor.
Bravo, bravo. Încerc și eu să sper, am să sper că am să dau și eu câteva kilograme jos. Așa. Și să vedem înghețata, dacă s-a întărit puțin, puțin. Înghețata, să știți că o faceți cu banane. Bananele creează consistență și cremozitate la aceste înghețate de fructe. Sunt foarte, eu fac în fiecare an, toată vara, înghețată cu banane și cu fructe. Banană cu caise, proaspete, tot o proaspăt, cu banană cu cireșe, banană cu lămâie, banană cum am făcut eu acum, cu portocală. Și, sau banană cu mai multe fructe împreună. Puneți. Eu pun că cam cantități egale de banană și de fructe. Și să știți că este foarte, foarte, foarte bun. Fructele trebuie să fie nu înghețate bine, bine, semi. Așa. Și să vedeți ce cremoase se e înghețata și bună, bună. Ia să vedem dacă s-a întărit puțin. Am scos-o. Ia să vedem. Este bună, bună înghețata, Carmen. Bună, bună, ia uitați-o. Vedeți? Este bună. Trebuie să mai stea puțin. Eu am lăsat pentru că le fac în direct și nu am avut timp să se înghețe puțin mai bine banana și cu portocala. Și sunt bune, 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 bune. Am să vă fac poftă. Bună. Bună, bună. A venit și în salată. Ia uitați. Să gustăm și salata. Astăzi am venit la voi cu aceste patru rețete. Să știți că sunt foarte, foarte bune. Eu deja de săptămâna trecută am eliminat pâinea. Și am zis să încerc cu această pâinică, să vedem, așa, din hrișcă și cu semințe. Mulțumesc, Carmen, mulțumesc. Și puteți bea la dimineața și câte un pahar de chefir. Eu mi-am cumpărat și chefir, îl puneți într-un pahar. Și dimineața un pahar de chefir. Puteți după aceea o înghețată, vedeți, de banane, de fructe. Eu la prânz o feliuță de carne prăjită pe gratar. Nu prăjită, pe gratar pusă. O de piept de pasăre, o micuță, micuță, așa, și cu o felie de pâinică din aceasta și cu puțină salată. Să știți că încercăm, încercăm și să vedem dacă o să fie totul bine. Și mâine o să revin tot așa, în direct, nu știu la ce oră am să intru, și cu altă rețetă. Mâine o să fie ziua numărul 2. Deci astăzi începem cu această pâinică și cu salata, cu înghețata de fructe și cu ceaiul digestiv. Ia uitați. Puteți lăsa și pe foc să fiarbă frunza de dafin. Frunza de dafin. Și eu am făcut și uleiul de dafin cu ulei de floarea soarelui. Puteți pune și ulei de măsline și cu frunze de dafin uscate. Și să vă faceți masaj la mânuțe, pe unde aveți dureri, să vedeți ce bun este uleiul de dafin. Foarte, foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. Și eu vă mulțumesc că acum am să vă las, am să deschid cuptorul și am să bag această pâinică. Ia uitați cum arată. Vedeți? Am să o dau la cuptor. O puteți, ca să nu vă iasă prea, prea lată, așa, o puteți da în, vedeți? O puteți da, o puteți coace în tavă. Sau eu aș putea să ridic aici și să-mi pun două, trei linguri aici pe margine, ca să iasă. Am să văd ce, să pun ceva sau o las așa, nu știu, am să mă hotărăsc. Am să vă arăt, am să intru puțin mai târziu când este gata coaptă, să vă arăt cum a venit această pâinică. Eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru vizionare. Mâine va fi ziua a doua și o să vedem alt meniu.
Așa, deci pentru astăzi salata de rucola, pâine cu hrișcă. Deci eu am să o tai feliuțe și am să o pun la congelator și am să-mi scot în fiecare zi câte o feliuță, două pentru mine. Așa, cu salată, cu înghețată de fructe și cu ceaiul digestiv. Mâine vom prepara altceva și să vă faceți o feliuță de carne, de carne de vită, de carne de pasăre, de piept, așa pe gratar. Dacă doriți. Așa. Unul ușor fiert. Eu vă pup dulce. Revin puțin mai târziu când este pâinica gata să o tăiem felii și să vă arăt cum arată. Vă pup și ne vedem puțin mai târziu. Pus pici. Multă, multă sănătate vă doresc. Și acum dăm și înghețata la frigider, la congelator, că se topește. Vă pup, multă sănătate și ne vedem puțin mai târziu cu pâinica. Intru în direct să vă arăt cum a venit. Vă pup. Și am să vă arăt și înghețat atunci cum o să fie. Pupici. Pâinica. Ia uitați cum a ieșit. O să o scot. Ia uitați cum arată. Încă este fierbinte. Pâinica. Dacă doriți să fie mai înaltă, o puneți în tavă. Eu alături am pus și patru linguri, două într-o parte, două într-o parte, ca să nu se lățească pe tavă. Așa. Ia uitați cum arată cu semințe pâinica. Așa arată. Să mâncăm o bucățică. E bună. Cu toate semințele în ea. Pâinică, ia uitați-o. Încă este caldă. Așa, este diferită de pâinea normală făcută cu... pentru că nu are gluten. Mâine va fi ziua a doua. Încerc să mă organizez cu zilele și cu... și la sfârșitul lunii ne cântărim. La sfârșitul lunii ne cântărim. Și să încercați și ceaiul acesta digestiv, să vedeți ce bun este acest ceai din frunze de dafin. Eu îl fac cu frunzele proaspete, că l-am în balcon. Dar puteți face și cu frunze uscate. Și eu pun și lămâie. Sau mâine o să facem cu foi de dafin și cu ghimbir. O să punem. Și cu ghimbir. Și ghimbirul este foarte bun. Pupici, Eugenia. Pupici tuturor. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc o după amiază plăcută. Și ne vedem mâine dimineață cu alte rețete. Vă pup dulce. O să intru mai cam în fiecare zi ca să facem câte o rețetă pe zi. Și ca să continuăm dieta. O după amiază plăcută. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă pup. Și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc din suflet. Vă pup, la revedere, o după amiază plăcută. La revedere și mulți, mulți, mulți pupici. Pupici, pupici. La tuturor, pupici. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. La revedere.